Noi am început să fim alături de comunitatea romașcană și în special de tineri anul trecut la Gala Excelenței în Educație. Bineînțeles că am păstrat și pentru anul acesta, să zicem, același tipar. Și pentru că IMF Bruns este o companie de familie care investește în tineri și noi aici la Roman, deoarece suntem o echipă tânără, suntem aproape de tineri, ne plac tinerii și încercăm să ne implicăm în proiecte cât mai interesante pe care tinerii romașcani le organizează în municipiul Roman. Bineînțeles, nu ne vom opri aici, vor mai exista colaborări între noi și învățământul romașcan, bineînțeles, și vor mai exista colaborări între noi și tineri în special, pentru că, așa cum am spus, ne plac tinerii și cred că România, Romanul are tineri frumoși în care se merită să investim. Proiectul cu clasa de robotică pentru noi a fost un proiect interesant deoarece este un domeniu de viitor. Lucrăm într-un mediu industrial, iar robotica face și va face parte din mediile industriale, fără doar și poate. Totodată am fost atrași de faptul că niște tineri construiesc asemenea roboți și oarecum cele două aspecte s-au unit și ne-au făcut pe noi să venim alături de acest proiect pentru clasa de robotică de la Colegiul Național Roman Vodă. Al doilea proiect pe care îl vom face este într-adevăr Start Carieră și da, oarecum am vrut să vin în continuare acestui proiect de robotică, deoarece și cariera este importantă în viața unui tânăr și dorim să-i sprijinim la început de drum, deoarece știm bine că uneori tinerii se pot simți dezorientați la început de carieră și cred că niște informații venite direct din mediul de lucru le pot fi folositoare. Și am citit și am auzit că ați avut rezultate foarte bune la competiția pe care ați avut-o de curând, nu? Parcă locul 21 și v-ați calificat mai departe la naționale, nu? Sau? Am calificat la regională de pe locul 10 și la național la final am ocupat locul 21. Ah, ok. Mm-hmm. Deci un loc foarte bun. 170 de echipe înscrise la început, 80 au fost la națională și cele 10 au fost locul 21. Cam am fi locul 21 pe țară, cum să zice. Păi asta înseamnă că e bine, deci trebuie să fiți mulțumiți. Adică sunteți mulțumiți, vă întreb. Da? Super. Ăsta este unul din motivele pentru care noi am vrut să ne asociem cu voi și am vrut să facem această sponsorizare, pentru că noi ca și companie, fiind o companie de familie, dar nu numai ca și companie, și ca echipă care suntem aici, pentru că suntem o echipă de tineri, ne place să sprijinim tinerii. Da? Și ne face foarte mare plăcere să vă sprijinim. Consider că aveți un foarte mare potențial și totodată vreau să dau și un mesaj prin evenimentul ăsta pe care organizăm astăzi. E adevărat, mediul virtual și inovația ne ajută să evoluăm. Dar activități precum aceasta pe care o faceți voi ar trebui încurajate. De ce? Dintr-un punct de vedere foarte important. Interacțiunea interumană. Da? Pentru că, într-adevăr, trăim destul de mult în mediile virtuale în ziua de azi, dar consider că este foarte important să interacționați și față în față.
Da? Și cred că tinerii ar trebui să se gândească mai mult la acest aspect. Să nu acceseze doar lumea virtuală și să încerce să acceseze cât de mult pot ei și interacțiunea față în față. Așa cum faceți voi, pentru că a construi robot, da, necesită întâlnirea voastră face-to-face, da? Într-o locație. Ceea ce, da, vă aduce rezultatele pe care le aveți, care sunt rezultate bune. Și cred că salvarea viitorului nostru este interacțiunea interumană. În continuare, cred în chestia asta foarte mult. Chiar dacă tehnologia și, nu știu, roboții vor intra în viața noastră din ce în ce mai mult, nu ar trebui să uităm de lucrul acesta, da? Și împărtășiți și voi mai departe cu cei care vin din urma voastră. Bun. Marian, vrei să spui câteva cuvinte? Cu partea asta tehnică, Marian este directorul nostru tehnic. Și... Da. Acum, ca să vin în completarea domnului director, vorbeam mai devreme de inteligența artificială și o simțim în prezent în viața noastră din ce în ce mai mult, va evolua din ce în ce mai mult, dar succesul noilor tehnologii, baza succesului, suntem tot noi și eu consider că tinerii care vin în spate, care au abilități pe care poate generația noastră nu le-au avut, ei reprezintă cheia succesului tehnologiilor noi. Și vreau să vă felicit pentru roboțel la care vedem o evoluție față de ultima oară când ne-am întâlnit și, cum spuneam și mai devreme, doresc să, ca acel cub pe care îl aveți să fie prins pe toate părțile doar cu amintiri din competițiile la care participați. Felicitări. Acum, vrem să semnăm și contractul de sponsorizare, pentru că așa am spus, da, că va fi și o sponsorizare. Suma o să o vedeți voi aici. Facem lucrul ăsta cu foarte mare plăcere, cum v-am spus. Și sper că bănuțeștea să vă folosească ceea ce vreți voi să întreținiți mai departe. Ca echipă, dar și ca oameni individuali, fiindcă avem oportunitatea de a cunoaște oameni noi și mai ales oameni care vor să ne ajute și să ne îndrume spre un drum cât mai bun, cu o evoluție cât într-o pantă ascendentă foarte înaltă. Și vă mulțumim foarte mult, atât în numele meu, cât și în numele echipei, dar și a managerilor. Și sperăm foarte mult ca acest parteneriat să ne ajute să aducem și rezultate și mai bune în viitor. Cu drag și, da, succes. Vă urăm să aveți rezultate din ce în ce mai bune. Să transmiteți mai departe la colegii care vin din urmă, cum să zic, aceeași energie și aceeași dorință de a vrea să dezvolte și mai mult. Las asta cu voi. Eu chiar cred în proiectul ăsta. Și cred că ar trebui dezvoltat și mai mult. Și noi am crezut, pentru că proiectul a trecut și el prin pandemie. A fost foarte greu. Am fost la evaluare online în 2020 și în 2021. În 2020 cu rezultate foarte bune. Iar copiii ăștia sunt, le spun copii, deci da, sunt adolescenți. Cred în ceea ce fac și cu ceva mai multă rigoare, rezultate vor fi și mai bune. Corect. Da. Cum să zic, asemenea activități creează și o disciplină și o rigoare pe care povestează dumneavoastră. Și este important să ai o disciplină în viață. Fără disciplină nu ajungi să-ți atingi obiectivele. Nu, voi acum aveți și obiective legate de un proiect, da? Dar o să aveți obiective personale legate de voi, de familiile voastre, obiective profesionale legate de carieră. Deci dacă nu îți faci o planificare și nu setezi niște obiective, nu ai cum să mergi așa prin viață în org, da? Fără să știi ce anume îți dorești, fără să investești în ceea ce îți dorești tu. Când investești timp, când investești resurse materiale,
e foarte important să investești tot timpul în tine ca să evoluezi. Despre asta e vorba. Și trebuie voi ca tine să aveți dorința asta de evoluție permanentă în voi. Pentru că este păcat. Da? Să nu fructificați. Pentru că, cum zicea și Marian, spre deosebire de generația noastră, voi aveți foarte multe aturi. În primul rând, accesul la informații. Dar și informația asta trebuie selectată. Da? Și trebuie a foarte mare atenție când o folosiți. Astfel încât să fie constructiv, nu destructiv. Da? Bun. Așteptăm joystick-ul, nu? Sau ce așteptăm? Noi oricum, anul acesta abia au văzut ce înseamnă adevărata competiție, adică dacă în 2020-2021 a fost tot online, n-au simțit spirit. Anul ăsta. Eu zic că l-au simțit cu vârșinile sa, și la regionalul și la național. Foarte bine. Spuneți că a fost o lecție. Noi o să mai avem un proiect, vă zic o chestie și eu, practic e o viziune a mea. Să mai avem un proiect cu alți colegi de voștri de la alte instituții de învățământ, iar la final se va parca unde trebuie, ori în 1, ori în 2, ori în 3. Iar perioada în care pune conuri automat este programată de băieții noștri și pune singur, fără niciun ajutor din partea joystick-ului. După cele 30 de secunde intrăm în perioada TLOP și de acolo se joacă numai în manual și putem avea diferite strategii. Ce variante este robot? A câta variantă? În 2018, să înțeleg că a fost 0? Da, am avut în... Depinde de fiecare sezon. În fiecare sezon se schimbă tema jocului. Acesta este pentru tema în acest an, dar în fiecare an am avut o temă diferită de joc. De exemplu, anul trecut am avut ceva cu diferite blocuri, anul ăsta avem doar cu conurile și cu jump server. Și așteptăm cu nerăbdare următoarea sezon să vedem și ce avem de făcut. Da. Care sunt aplicațiile practice pe care le vedeți pentru robotul ăsta? Adică la ce ar putea fi folosit? În general, în industrie, dar afară de competiție, nu ne-am gândit încă la această întrebare. Este o întrebare foarte interesantă și foarte bună, dar încă nu avem un răspuns, fiindcă nu ne-am gândit la aplicații practice. Doar că... Un sortare arată foarte bine. Acolo niște apărători făcute 3D, designul 3D și printat 3D. Mai avem apărătorile din fața roților, cele puțin rotunjite. Mai avem și apărătorile laterale de la Inspection Hub-urile. Exemplu, le faceți voi? Da. Le-ați făcut voi? Câteva sunt luate direct de la magazinul oficial al competiției. De exemplu, mai avem și suporti de baterie și de telefon, unde scrie și numărul echipei. Acela este făcut în calitate designul și printate la noi, ca și restul testelor. Dar mai avem și piese care sunt făcute la comandă cele metalice. De exemplu, baza rotativă, avem acolo acea placă care este făcută la comandă special pentru noi. Am luat măsurile necesare și mai departe am trimis la o firmă care ne-a ajutat foarte mult la începutul sezonului să proiectăm, dar să și aducem rezultatul în mână, fizic. Da, felicitări și... Mulțumim frumos! Apreciem foarte mult! Ăsta e un S. Simbolul echipei. Bine ați venit în echipă. Mulțumesc mult. Bine ați venit în echipă. Deci toată lumea e în echipa de Eagles. Păi cam tot orașul ar trebui să fie, zic eu. Așa, asta spuneam și la director, că de diplomele noastre scrie orașul Roma, nu scrie Roma Vot, nu scrie primărie, scrie comunitatea romașcană. Corect, așa. Eu zic că e un proiect pentru toată comunitatea. Un scop final are nevoie de foarte multă muncă. Foarte multă muncă și foarte multă dedicare, fiindcă fără muncă nu se poate, atât la noi la robot, cât și în această fabrică și în această firmă. Vedeți pe viitor o posibilă colaborare între echipa de robotică și AMF Bronze?
Sigur, se poate. Ce țin din partea mea reprezentant al echipei de robotică, acum se vede și partea directorului. Bineînțeles, de ce nu? Așa cum am spus și la început, suntem deschiși, mai ales în colaborări cu tinerii romașcani, de ce nu? Și da, putem aborda și subiectul viitor. Mulțumim foarte mult, apreciăm. Cu drag.